29 minute, culinaria în deșteptarea. Brânza bună e ingredientul principal pentru o rețetă cu un mare gust. Rămâi aproape și îți povestim cum poți deveni un mare bucătar la tine acasă. Cu Delaco, mare brânză, mare gust. Da, astăzi avem mascarpone cioco de la prietenii noștri de la Delaco, adică brânză mascarpone, care este o cremă, nu? Da. Ce conține de data asta și ciocolată. Și este gândită special de Delaco pentru deserturi. Iar unul dintre deserturile pe care le puteți prepara cu această cremă mascarpone cioco este eclerul. Ecler care, din punctul meu de vedere, a devenit un desert prohibitiv, cu prețuri cuprinse între 8 și 25 de lei bucata. S-a văzut și caz mai scump. Eu știam de alea de 25. Deci eclerurile alea artistice sunt chiar și mai scumpe. Dar în București, pentru un ecler de bună calitate, prețul mediu e cam de 10-12 lei. Da, e nasol. Ceea ce e mult. E, acum când am hotărât să mănânc și eu dulce, uite ce-mi fac ăștia. Îți faci eclere acasă, că te învăț eu acum, fii atent. Nu e foarte simplu, dar nici prea complicat. Ai nevoie pentru asta ca să faci, în cazul nostru, eclere cu ciocolată. Da. Da? Și vom folosi mascarpone cioco în cremă, da? Da. E, ai nevoie pentru aluat de 150 de ml de lapte, 150 de ml de apă, 120 de grame de unt gras, aici e o mică problemă de cost, 250 de grame de făină, 6 ouă și un praf de sare. Iar pentru cremă, sigur că toate ingredientele astea o să le publicăm pe pagina de Facebook Europa FM, pentru că na, e greu de ținut pasul, nu vreau să vă notați acum până rupeți creioanele. Da. Pentru cremă avem nevoie de 750 de grame de mascarpone cioco de la Delaco, adică 3 cutii dintre astea, că o cutie are 250 de grame. 200 de mililitri de frișcă lichidă, 100 de grame de zahăr. Și, pe urmă, pentru glazură va fi nevoie de 250 de grame de zahăr pudră, 50 de grame de cacao, 50 de grame de unt și 80 de mililitri de apă. Modul de preparare. Se începe prin a pune apă la fiert cu laptele, sarea și untul. Le amesteci și le lași să fiarbă un minut după ce tot amestecul e complet omogen. Apoi reduci focul la minimum și adaugi rapid făina. Amesteci cât de repede se poate până când obții un aluat omogen, păstos și ferm. Ce înseamnă cât de repede se poate? Adică să amesteci foarte repede. Cât de repede, până ce? Sare mâna din umăr. Mi se pare subiectiv. Păi da, e cu cât se poate, a? După caz. Păi poate unii poți încet iese? Adică dacă nu ai... Cât de cât iese? Dacă mixerul nu merge? Eu zic că dacă totuși poți foarte repede, să eviți să dai totul pe pereți pe bucătărie, dacă intri într-o... Dacă faci turbion. Exact. Se ia de pe foc, se lasă să se răcească toată afacerea asta și după ce a luat-o s-a răcit, adaugi ouăle și mixezi de asemenea rapid, aici merge cu mixerul. Mixer tot. Vei obține un aluat cremos și lipicios. Lipicios. Folosind un poș sau o punguță tăiată la vârf tradițional românește, modelați pe o tavă tapetată cu hârtie de copt eclerele. Le puteți face lungi, scurte sau chiar rotunde, alea care seamănă cu șurile. Puteți corecta capetele eclerelor cu degetul înmuiat în puțină apă rece. Rece. Dacă e caldă, e mai lipicios. Și e și mai scump cu apă caldă. Bravo. Ei, toată asta se pune pe urmă la copt pentru 10 minute la 220 de grade fără ventilație și încă 15 minute la 180 de grade cu ventilație. Între timp pregătești crema. Într-un bol larg mixezi crema de mascarpone, 750 de grame, cum spuneam, mascarpone cioco de la Delaco, frișcă, zahăr, până când obții o cremă omogenă și fermă. Și o dai la frigider. Pe urmă pregătești glazura într-o gratiță mică, apă, unt, zahăr și cacao până obții un amestec subțire și omogen pe care îl amesteci constant pentru a nu rămâne cocoloașe. Da. Și după ce eclerele s-au copt, le tai în două pe lungime cu poșul ăla sau cu punga tăiată la capăt. Le umpli cu cremă, pui capacele, s-a răcit glazura, o turni peste coji și asta e toată afacerea. Nu pare prea simplu, adică s-ar putea la sfârșit să zici mai bine că dau 12 lei și mi-au un ecler. Poate de asta de scumpe. Dar o să punem înregistrarea acestei rețete, o punem pe Facebook, nu? O da, să rămână da, pe da, Facebook da. Acolo. Nu, dar o să fie dată și cu scrise da. Toate ingredientele și cantitățile, că e destul de alambicată rețeta. Sunt convins că vă place să-l ascultați pe Luca, dar nu cred că ați putut nota atât de... Nu, evident. Dar dacă vă plac eclerele, merită să o faceți, că faceți o economie semnificativă. Adică muncești odată, că pare destul de mult de muncă și de complicat, dar așa, ca timp de lucru, estimez că ia vreo oră, să zic tot ce am recitat aici.
Muncești o dată, dar mănânci de două, da, trei și ori, poți cred. Să triplezi sau să quadruplezi cantitățile ca să faci ceva serios, adică câteva zeci de eclere evaluate la o sumă de peste 1000 de lei, nu? Și după aceea și dai până comă diabetică. Da. Nu că e ușor cu cremă de asta mascarpone cioco și din ce am văzut, poți mai tai din zahăr și ori le faci mai light, știi? Faci dietetice să mănânci o găleată. Când vine vorba de bucătărie, nu e bine să fii zgârie brânză. La Culinaria ai avut o rețetă de mare inspirație, pregătită de Vlad, George și Luca, oferită de Delaco. Mare brânză, mare gust.